Conform unui top realizat de BBC, Teatrul Național Iași este în topul celor mai frumoase instituții culturale din lume. Iar Opera Națională Română Iași vă așteaptă acolo cu spectacole de excepție. Cea mai nouă invitație, opera Carmen, de Georges Bizet, un spectacol care aliniază din nou opera ieșeană la standardele internaționale. Ceea ce este cel mai important lucru care l-am observat eu, sălile sunt pline, ceea ce e minunat. E foarte importantă cultura. Și cum să ne facem cultura decât să venim la spectacole? La cât mai multe spectacole pentru a ne crea o părere proprie, pentru a deveni mai educați. Bucuria de a cânta acasă, de a cânta în România, acolo unde m-am născut, acolo unde m-am format, este mare. Și în același timp este într-adevăr o provocare, pentru că probabil și publicul se așteaptă, dacă vii dintr-un teatru din afară, se așteaptă la mult. Și atunci asta face să crească puțin emoțiile. Nu numai titlurile din repertoriu sunt interesante, ci și numele de pe afișele instituției. De pildă, artiștii Ramona Zaharia și Bogdan Baciu au venit de la opera din Düsseldorf, special pentru noua montare a operei Carmen. Sunt foarte, foarte onorat de invitația pe care am primit-o de la doamna director Beatrice Rancio și de asemenea bucuria mea este cu atât mai mare cu cât mă întâlnesc cu colegi foarte dragi. Pe unii cunoșteam dinainte, pe unii știam doar despre activitatea lor profesională. A fost o invitație foarte frumoasă. Mi-am dorit să revin pe scena operei din Iași, mai ales că acum o văd refăcută, foarte frumoasă, multe lucruri s-au schimbat în bine și mi-am dorit să joc pe această scenă, iar doamna Beatrice Rancea mi-a oferit ocazia prin această invitație. Experiența scenelor internaționale își spune cuvântul. Ce aduc nou o Carmen și un Escamillo de la Düsseldorf? Cred că tot sufletul meu și tot ce a fost frumos în celelalte montări, am încercat să le adun pentru a le oferi publicului din Iași. Avem posibilitatea să venim și cu ideile noastre, să venim cu sufletul nostru, cu personalitatea noastră, care e foarte importantă în toate rolurile, de altfel. Suntem diferite ca și personaje și ca și trasee de-a lungul acestei opere. Atitudinea trebuie să rămână. De obicei, ceea ce schimbă puțin lucrurile este mișcarea scenică, este regia, poate să fie coreografia, cum este în cazul de față. Oricum, ce pot să vă spun este că mă lupt cu acest personaj. Este puțin împotriva firii mele, este puțin împotriva stilului meu. Până acum am abordat roluri bufe, roluri comice, roluri lirice și Escamillo este o provocare pentru mine. Opera Națională Română Iași vă așteaptă la spectacolul Carmen. Veniți la spectacol pentru că noi o să fim cu sufletul deschis și vă așteptăm cu tot dragul. Vă invit cu toată dragostea la acest spectacol. Este un spectacol minunat și foarte complex din toate punctele de vedere. Vă așteptăm la Iași cu tot dragul. Avem spectacole, eveniment create de regizori și dirijori și artiști de talie națională și internațională. Vă așteptăm cu tot dragul la noi.